videoclipul de astăzi pregătim surprize pentru copii fără niciun motiv, după care mergem la Melania noastră. Iar la cină am mâncat kebab împreună cu toată familia noastră mare. Spre seară, când ne-am întors acasă, am avut parte de o surpriză neplăcută. Iată ce a făcut tata în bucătărie. A umplut casa cu fum. La noi afară plouă. Copiii se duc la bunii. Hai, fuga! Fugiți! Ne-am ajuns la bunica, lăsăm copilașii. La bunica va fi Albert, Iernea și Miela. Până a face cumpărături în magazin, trebuie să ne încărcăm cu putere și eu cu tata am dat comandă, iată, de tort. Este foarte, foarte bun. Dar noi foarte flămânzi am fost, foarte. Ca să ne manifestăm dragostea față de cei dragi, nu avem nevoie de o zi specială. Așa că eu cu Andrean ne-am propus să cumpărăm câte un cadou pentru Albert și pentru Ernest. Și totodată va fi o provocare pentru mine și pentru Andrean să vedem cine cel mai bine îi cunoaște pe copii. Să dăm startul pentru tine și pentru mine. Din acest magazin cumpărăm câte 3 obiecte, 3 cadouri. Tu pentru Albert, eu pentru Ernest. Să vedem cine îl cunoaște mai bine pe Albert și pe Ernest. Eu găsesc tot ce-mi trebuie. E deja stilul Albert ce-i trebuie. Îi place pastelina. Dar nu știu de care să iau. Super, am găsit. Ce să-i mai caut? Lui Ernest îi plac foarte mult animăluțele și îi place să coloreze. Animale din pădurile tropicale. Uitați-vă câte animăluțe și el le va colora, le va lipi. O să-i placă! Yes! Acum luăm carioci sau creoane, iată mă gândesc. Îi voi lua așa carioci. Priviți ce am găsit eu, cubicul lui Rubik. E ultimul obiect. Eu îi voi lua puzzle, lui place să fac puzzle. Și iau cu animale sau cu purcelușa piepă. Wow, că sunt! Animale, totuși rămân la această opțiune. Lui plac animalele, le ador. Lui am practicat pixul. Găsesc ceva deosebit. Wow! Și un pix cu cactus. Acum trebuie să luăm câte o jucărie. Tu pentru Albert, eu pentru Ernest. Am plecat. Lego, precis. Ernest iubește animalele, dar eu am obosit să-i cumpăr deja câte animale. Mă gândesc să-i cumpăr o mașină. Iată aici văd ceva interesant. Ia. Eu am găsit pentru Albert. Uno. Și priviți. Sper să-i placă. Sunteți gata? Da, tata, duce surpriza! Să vedem dacă noi am ghicit și v-am luat ce aici vouă vă place, da? Două pungi! Exact, la fel! Cadourile au aceeași valoare. Așa, Albert începe jocul. Așa, să vedem cât de bine te cunoaște tata. Te uiți la fiecare cadou, scoți pe rând și spui. Este 100% ce ți-ți place? Primul produs. Îți place? Îmi place. Plastilină, în sfârșit, plastilină, îmi place. Lego City. Uno tot îmi place. Și pixul. Tot îmi place. Și ce mai ai acolo, gata? Deci, tata te cunoaște bine? Da. Din 100%, câți procente? 9%. Acum ați văd eu cât de bine îl cunosc pe Ernest, hai! Eu chiar am emoții, pe bune, hai! Îmi place! Serios? Da! Mă gândeam că nu o să-i placă. Asta de colorat, mă mic! Asta? E un fel de stickere pe sfie, nu? Stickere, ai văzut? Uite fiecare stickere, nu știu ne-ai văzut. Ia, stickere, îți place? Ca să colorezi în caiet. Îți place? Îmi place! Ok, și? Puzzle! Îmi place! Yeah! Am câștigat, te cunoaștem foarte, foarte bine. Da sau nu? Un milion! Mam! Ce e? Mulțumim! Cu drag! Albert deja face cubic Rubik. Cătălina ne-a adus de la mămica pizza. Adriana a făcut matrișca noastră.
Wow, surpriză frumoasă, mămic! Da. Și căduța acum scoasă din cuptor. Copiii au ocupație, asta e bine. Comagăr se primește? Iată, el face Lego aici. Are o colecție, trebuie să mai colecționeze încă 3. El are doar pe acest polițist. Iată, el se joacă cu puzzle-ul. Haideți să vedem reacția ei. Când o să vă vadă, a venit și... Cătălași! Ia! Ce bucuroasă! Cine a venit? Iernuț și Albert? Yeah. Mela, ce ai tu jucărie? Arată la băieți, mami, ce-ai cumpărat. Găsit, mama! Ce frumos e la mine la acasă, măi, 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 are jucării. Uite, măi, ce caracter are. Ia uite cum s-a așezat la Albert pe genunchi. Și ce face mătușica acolo? Tort, mămic. O să ajungi la cremă. Lui Albert te place bucătăreala. La cremă, da. Ieri rămâne acasă să-și facă temele la grădiniță. Iată ce papuci frumoși am luat noi de la Second. Îți place? Mamic, îți plac? El e stres, el când e stres nu prea vorbește. Am cumpărat ciocolată, Mirca, pentru Miriam. Două, pentru Miriam să mâncăm la ceai. Banane și mandarini. Da. Yeah! Ne ducem la bunica să facem kebab. Noi am ajuns la bunica. Trăim aproape. Toată familia în acțiune. Noi am adus bunătăți. Da. Hai, mămic. Zi-mi cum o să acționeze, să-i plac surpriza noastră. Ah, e bun prieten, Miriam. Da. Miriam își face stil, are nevoie de energie, de ciocolată. Vrea și Miela. Ce bucurie la noi. Abi cu maioneza? Făcută de mare. Cine a venit la noi? Ia să te vedem la față, mămică. Ai venit singur? Da, cu cine, mămică? Da. Da, e cu fetița aici. Poți la gustare! Hai, eu, la urmă! Asta e Albert, nu Ierni! Hai, Albert! Albert, așa mănânci cu portul, mămie! E foarte delicios! E delicios, Albert? Da? Ierni, gustos? Gata! Dar tu ce? Nu, nu. De ce e la voi? Adică tu. A, cadou. Tati, dar ce ai făcut? Unde ai fost? A fost laptele la verzi și a plecat? Ce fumi la noi în casă? Ce e aici, mămic? Nu știu. Uite ce am făcut de tip. Am făcut noi surprize și Albert ne face nouă surpriză. Și Ierni, wow! Wow, mulțumesc! Ce frumos, Albert! Știi că mie îmi plac, așa e? Tata, ars tu ce unul. Asta, da, experiență. Nu mi-a prea plăcut la bucătărie. Și acum, cel mai interesant proces. Un buchet de flori. Wow, ce frumos! Asta da poziție, te rog frumos, mami. Hai la culcare toți copiii. Tătic și-o găsi joacă. Eu îți vrei joacă. Eu ce am treabă? Eu ce te joacă am aici. Da, mă duc să-i culc pe jur. Ești atât zăpada, dar am spus că nu mai trebuie să-l zăpada la culcare. Nici o zăpadă, nimic. Tăticul.